A venit pe partea aia, a transversat pe partea carosabilă și a dat într-o femeie în dreptul scaunului, a aruncat-o în spate și după aia a dat în pomul ăla. Din pomul ăla eu n-am mai văzut că stăteam chiar în partea aia. Ce a făcut încoace? Bărbatul, care are de 2 ani permis, mergea înspre casă. La intrarea în comuna Vrata a scăpat de sub control mașina care a părăsit carosabilul. Ce a urmat, povestește printre lacrimi fiica celor doi bătrâni care stăteau liniștiți la poartă. Cred că a avut viteză, că altfel nu se întâmplă. Domnule, că au turbat așa greu, ies afară toată ziua, circulă, parcă-s nebun. Uite, veni și rupse pomul acolo, loc banca, uite banca pe unde este. Și când ieși afară, tăticul era aici și mămica era tomite acolo. Dar nu e totul. Înainte să-i spulbere pe cei doi bătrâni, șoferul mai făcus o victimă, o tânără de 27 de ani, după ce rupsese un copac. Când îi văzui pe amândoi bătrâni, fugi la ei imediat și mașina s-a oprit acolo. Și sunăram un pic lumânările și muri al bătrânului. Pe urmă, a bătrână sunară după salvare. A zburat pomul, că eu stau aici. A zburat în sus, salcând mărinul în sus. Și a luat-o, a accelerat, cât a putut să accelera, până a luat oamenii din patru ani, a luat după scaun și a dus tot de acolo la 20 de metri. Și o nepoată de-a mea aici a fost lovită, prima a fost lovită aici. Șoferul are o explicație pentru ce a făcut. Polițiștii însă sunt de altă părere. Ce sunt? Veni și niște copii în față și am invitat copii și m-am băgat în partea altă. Atât. Conducătorul unui autoturism matriculat în Spania, conducând acel autovehicul cu viteză excesivă, a pierdut controlul asupra direcției și, părăsind partea carosabilă, a croșat un pieton care se afla pe marginea drumului. Și a continuat deplasarea pe spațiul dintre partea carosabilă și gardul imobililor aflate în apropiere, unde a accidentat doi pietoni. Bătrânul a murit la câteva minute după accident, iar cele două femei au ajuns la spital. Din nefericire, unul dintre pietoni a decedat la fața locului, iar celălalt este în stare gravă la Spitalul Județean din Drobeta Turnu Severin. Tânăra de 27 de ani și bătrâna de 77 de ani sunt internate la Drobeta Turnu Severin, starea tinerei fiind mai gravă. Unde a greșit șoferul se va stabili în urma unei anchete a oamenilor legii.